În sala mare a Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin a avut loc aseară conferința Curajul mărturisirii în lumea contemporană. Conferința a fost susținută de părintele Ioan Șolea, consilier eparhial în cadrul sectorului pastoral misionar al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. De ce n-ar avea omul curaj să mărturisească iubirea? De ce n-ar avea omul curaj să mărturisească bucuria în care se află creștinul, iubind pe Domnul și pe aproapele său? Despre asta este vorba, aceasta este mărturisirea credinței noastre. Noi mărturisim pe Domnul iubirii, mărturisim această legătură extraordinară care înveșnicește pe om și care îi dă lui o perspectivă adâncă a vieții, care îl izbăvește de vremelnicie. De situația aceasta imposibilă până la urmă a omului de a muri odată cu timpul. Fiecare dintre noi trebuie la un moment dat să avem și curajul de a mărturisi credința pe care o avem, de a mărturisi înaintea celorlalți cine suntem și ce dorim noi în lumea aceasta. Fiecare are dreptul să facă lucrul acesta. Și noi creștinii, mai mult decât oricine, avem datoria de a-L mărturisi pe Hristos în fața neamurilor. Este atât de important, la fel cum este importantă lumina. Dacă suntem ființe umane create de Dumnezeu care este lumină și noi suntem chemați să fim fii ai luminii, toată mărturisirea este la fel de importantă ca și lumina. Nu ne place să tăiem în întuneric. Și părintele Sofronie Saharov spunea că cel mai greu lucru pentru om la ieșirea din această lume este să treacă peste întunericul necunoștinței. Și atunci este importantă pentru că biserica lucrează pentru orientarea corectă a omului într-o lumină, într-o devenire într-o lumină a cunoștinței. Pentru că societatea actuală vrea să ne întunece mintea, să ne întunece viața, să ne facă fie întunericul. La eveniment au participat și profesori de religie. Sunt convinsă că părintele Șolea va reuși să-i poarte așa cumva pe drumul cunoașterii evenimentelor din această vreme a comunismului, ce a însemnat închisoarea pentru acești oameni, cum și în ce fel au reușit să treacă prin acel calvar, astfel încât se poate spune binecuvântată fie închisoare sau să-și numească jurnalul durerii, jurnalul fericirii, și toate astea să-i ajute pe acești tineri și pe noi, în ultimul rând, să nu ne fie în niciun fel frică, teamă de a-L mărturisi pe Hristos în vremurile de astăzi, în orice condiții ar fi acesta, orice ar aduce asupra noastră aceste vremuri, pentru că în orice caz nu e mai rău decât a fost atunci. Cred că în zilele noastre atât de confuze și zbuciumate și cu oameni care sunt dezorientați, care și-au pierdut cârmaciul pentru că nu-L cunosc pe Hristos, este foarte important ca mirenii să intre în această acțiune de mărturisire pe lângă clerici și o mărturisire, așa cum spunea și părintele, care să nu fie cu patimă. Evenimentul a fost organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei prin sectorul cultural și învățământ.